Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația. Avem plăcerea să revină în studio domnul profesor Dumitru Cauc. Bun venit în emisiunea noastră. Mulțumesc pentru invitație. Pentru cei care încă nu l-au cunoscut pe domnul profesor, n-au reținut foarte multe, să spunem că este unul dintre cei mai importanți istorici gorjeni. N-am greșit când am spus și scriitor, un poet foarte apreciat cu volume de versuri. Dascăl de la sfârșit de carieră, am putea spune că dânsul vrea să-și cam pună, nu știu, cum se spune, ghetele în cui, dar nu e, asta e la fotbal, în sensul că domnia sa se pare că se va retrage în curând la pensie, dar asta nu înseamnă că nu va rămâne în lumea școlii și nu va sluji în continuare ce a făcut o viață. Făcând această introducere, poate aici ar trebui să începem discuția din această seară despre meseria de dascăl și ce a însemnat pentru dumneavoastră această carieră didactică de excepție, pentru că sunt câteva rezultate notabile. Meseria de dascăl este o meserie nobilă. Vorbeam zilele trecute cu colegii că dacă ar fi să-mi aleg din nou profesia, aș alege tot pe aceasta de dascăl. Această meserie mi-a fost insuflată de dascălii mei din școala primară, pe care îmi face mare plăcere să-i amintesc, Ecaterina Răceanu, în clasa 1 și a 3-a, și apoi Ion Sarageau, un basarabean strălucit, în clasele a 2-a și a 4-a. Felul în care m-au adus pe mine copilul, care nu făcuse nici o zi de grădiniță, să înțeleg tainele cunoașterii, să scriu cu mâna mea prima dată cuvântul tatei și al mamei, m-au făcut să mă apropii foarte mult de sufletul acestor învățători și am purtat toată viața în suflet. Apoi, tatăl meu, care a fost un autodidact, când a izbucnit primul război mondial, el nu a mai putut urma clasa întâi, pentru că, fiind mulți frați, școala s-a închis, tatăl său l-a dat să învețe meserie în dealul târgului la un ferar Gheorghițoiu și cu el s-a terminat cu școala. Când a mers eu în clasa întâi, tatăl meu atât dragoste avea de carte încât a început să învețe cu mine să scrie și să citească, astfel cât în clasa 8-a m-a ajutat să rezolv probleme complicate de geometrie. Apoi au fost profesori din școala generală, profesoara de geografie și mai ales profesorul de agricultură. Și atunci să vorbesc despre profesorul de agricultură, Constantin Mărgineanu, un om care fusese tehnician agricol, apoi s-a făcut profesor de biologie, care cu atâta migală ne-a arătat taina plantelor. Am făcut un parc în care plantam puieți, am făcut livadă, ne-a învățat să altoim. Cu cât patos preda aceste cunoștințe, mi-au făcut ca să înțeleg mai bine ce meserie mi-ar fi dragă. Și au urmat apoi liceu. La liceu am întâlnit o femeie deosebită, pentru că această doamnă, Popescu Maria, profesoara mea de istorie, atât de frumos mi-a predat istoria Greciei și a Romei, atât de mult mi-a vorbit despre Socrate și despre Caius Iulius Cezar, pe care îi îndrăgea, încât am decis să mă fac profesor de istorie. Așa a început drumul meu în carieră. Și a urmat câți ani? A urmat ani după ce am absolvit o facultate de renume, Facultatea de Istorie din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai. Am fost repartizat la Școala Generală Mădoița Dova, în Damian, am stat 3 ani, apoi am venit la liceu unde făcusem cursurile și apoi am poposit la Valea Coapă, Comuna Fărcășești, care este a doua mea casă. În total, 43 de ani de muncă. Știam că sunt peste 40 de ani, peste 4 decenii de muncă. În același timp, o carieră cu foarte multe realizări.
am mai vorbit cândva despre ele, eu mai știu, să spunem așa, anumite lucruri din cariera dumneavoastră, pentru că am avut onoarea ca să vă cunosc în, cel puțin în ultimele două decenii și jumătate, de când sunt eu în învățământ, și nu numai că generațiile de după, generația mea, generația după mine, au avut ce învăța de la dumneavoastră, dar mai este și un lucru pe care îl învățăm mai greu, și cu cât sunt mai tineri, se pare că se învață și mai greu, aceea de a fi dascăl, de a fi dăruit. Nu neapărat numai ce știi, ce ai acumulat în facultate sau în lecturile proprii, ci aceea de a fi om și de a fi dascăl cu adevărat. Cred că asta e una dintre moștenirile pe care le lăsați dumneavoastră. Se poartă o discuție între oamenii de catedră, profesori care predau și profesori care educă. Actualmente, tot mai mulți înclină să creadă că profesorii care educă sunt adevărații profesori și subscriu aceste idei. Pentru că în era internetului, mai ales în era internetului, în care fluxul de informații este rapid, în care elevii noștri se maturizează rapid și au cunoștințe care ne uimesc pe noi la catedră, pe care noi aflăm, i-au aflat anterior și apoi ne le comunică nouă. În această situație, meseria de dascăl devine tot mai interesantă și tot mai grea. Deci pledez pentru profesorii care educă. Modelul meu este Socrate. Am fost îndrăgostit de el, de la profesorul meu de filozofie, Emil Moroianu, și profesora mea de istorie din liceu și apoi în facultate. Am citit cât s-a putut despre Socrate, am înțeles ce a fost Socrate. De la el am înțeles că școala presupune ideal educațional. Orice epocă istorică, orice comunitate umană are nevoie de un ideal educațional. Idealul educațional corespunde a anumite epoci. El trece dintr-o epocă între alta. Ia ce este valoros, valorizează, trece mai departe. A discuta astăzi, cum se discuta la 1890 despre școală, este perimat. Lucian Blaga spunea, ca să fim contemporani și tot timpul în pas cu cultura, trebuie să fim în istorie, nu în preistorie. Adică e pasul următor. Ceea ce făcea Socrate pentru cetatea sa, pentru Atena, secolului 5 înainte de Hristos, învățându-i pe copiii atenieni cum să-și iubească cetatea, să fie oameni ai cetății, să-i urmeze lui Pericle, să-și iubească cetatea, să nu părăsească, este valabil și astăzi. Astăzi se uită lucru cel mai important al idealului educațional, să formăm oameni ai cetății care să o iubească, să o apere, să o admire, să-i vadă greșelile, să le critique acolo unde sunt derapajele, să alunge peste marginea corâbii balastul și să lase acolo lucrurile temeinice. Iată de ce, de-a lungul întregii mele cariere, am încercat mereu să fiu în față, acolo unde le stă bine oamenilor, adică au Nihil, au Cezar. Și m-am format din primii ani de învățământ. Am avut modele la Școala Generală Mărdoi Sadova, am stat în gază la niște dascăl străluciți pe care îi port în sufletul meu mereu, care în prima zi de școală mi-a spus, iată mitică, începem școala. Să știi că lucrez cu copii și ei sunt cel mai important lucru. Să-i privești ca pe egalii tăi, niciodată să nu te duci la școală cu lecția nepregătită, să lași la ușă tot ceea ce te deprimă sau tot ceea ce te face pe tine supărat, copilul să te vadă că de fapt lucrezi cu el. Și m-au mai învățat acești dascăli să fiu gospodar, să trăiesc în cetate. Spune, păi tu va trebui să fii primul gospodar și casa ta să fie în rândul oamenilor fruntași din localitate, purtarea ta în comunitate să fie demnă de comunitate. Și acest exemplu al lor m-a făcut să intru cu adevărat pe acest făgaș al educației.
Și treptat, treptat, de-a lungul anilor, cunoștințele s-au acumulat, adică cunoștințele despre cunoașterea elevului, pentru că, distinse coleg, elevul este continuarea firească a dascălui pe un alt plan. El te urmează. Și în primii ani, când eram și eu de vârsta dumneavoastră, eram vulcanic, dar cu aceeași dăruire față de copii și le arătam că chiar dacă au primit o notă mai mică, a fost un accident, când ranița lor e bastonul de mareșal și o să urmeze și nota 10. Și așa treptat, treptat s-au acumulat experiențe. Am făcut eforturi, am suferit. De ce am suferit? Pentru că eu fiind înfiat, a trebuit să stau aproape de părinții mei, dar aproape de părinții mei trebuia să stau în mediul rural și în timpurile acelea, în ultimele decenii ale regimului comunist, accesul la informație era tot mai greoi, nu mai circula decât România Literară, era Flacăra, erau cele două ziare, România Liberă și Scânteia Tineretului, și atunci trebuia să fiu abonat permanent la ele, să fac continuu drumul Târgu Jiului, ca să fiu la nivelul elitelor intelectuale ale Gojului. Pentru că nu pot să nu amintesc aici mentorul, unul din marii mei mentori, care a fost profesor Eugeniu Velican, care mi-a arătat ce înseamnă dragostea față de școală, dragostea față de profesie, ce înseamnă să stai în elita culturii, ce înseamnă a face cultură, ce înseamnă educație pentru cultură. Știu că în clasa a noua ne spunea, ne reproducea vorbele lui Mihai Eminescu referitor la educație și cultură. Educația înseamnă educarea caracterului, iar caracterul îl faci printr-o educație aleasă. Ei, acest mare dascăl al Gorjului mi-a influențat cariera și m-a făcut să particip la tot felul de concursuri care erau la nivel de județ, să particip la întâlniri naționale, să public, să scriu și mai ales să îmi fac datoria ca om al cetății. Da, e frumos ce povestiți, aveți și darul acesta, e și normal, profesor de istorie, trebuie să povestiți, să evocați momente din trecut, dar discuția noastră va continua cu una dintre, de fapt, ne-am ales-o și ca tema acestei emisiuni. I-am spus noi emisiunii Pledoarie pentru renașterea satului românesc, de fapt, prelung cumva una din ideile dumneavoastră dintr-un articol, dintr-o publicație locală. Și spuneți dumneavoastră ca idee, o idee la care subscriu, de faptul că trebuie să deșteptăm satul, să salvăm ce a mai rămas din satele Gorjului, din satele țării, să ne regăsim pe noi. Despre regăsirea satului se vorbește de aproape 8 decenii. Au vorbit-o acum 8 decenii Eriștal, Dimitrie Gusti, Simion Mehedinț, Lucian Blaga. S-a vorbit apoi Vulcănescu, au apărut foarte bune lucrări de istorie socială, pentru că după Marea Unire, când România și-a deschis și mai mult apetitul pentru lumea occidentală, care întotdeauna a fost, spuneam eu un articol, niciodată n-am fost într-o vale îngustă din Himalaya, noi am fost în Europa, dar atunci și-a găsit un mare apetit către Occident. Ori de atunci au început să pătrunde elemente ale Occidentului, care uneori au fost preluate fără să se țină seama că aveam similitudini în spațiul românesc, că satul începea treptat, treptat să moară. Pentru un istoric care studiază atent literatura istorică și studiază revista arhivelor și arhivele Oltenii, va putea observa sute de articole scrise în această perioadă doar despre Oltenia folclorică, Oltenia etnografică și despre satul românesc. În anii comunismului și în perioada aceasta globalizării,
s-a produs o dramă, distinse coleg, și o știm. În primul rând, a venit colectivizarea. Țăranul a fost deposedat de pământul său, de utilajele agricole, de vitele sale de muncă. Și mă gândesc doar la utilajele agricole, aș vrea să facem o mică paranteză. Acele utilaje agricole s-au cumpărat greu. A trebuit în satele noastre să înființeze băncile populare, în care noi dascăli am avut un rol foarte important, și cu împrumuturi făcute la băncile populare, țăranii și-au cumpărat pământuri, s-au constituit obști de cumpărare a pământului, și pentru că discutăm de satele de unde eu vin, din satele pe Valea Jilțului și pe comuna Fărcășești, și la Fărcășești, la Roșia, și la Negomir, la Ursoaia, s-au constituit obști de cumpărare și au cumpărat utilaje. Utilaje, au cumpărat acel plug de fier mistreț, ziceau oamenii. Și deodată, începând cu 1959, sunt deposedați. Omul s-a simțit sărac. El nu mai avea legătură nici cu pământul acela pentru care muncise. Blestemul pământului pentru care el strânsese bănuți peste bănuți, acum venea cu un alt blestem. Blestemul pentru că el nu-și mai găsea rostul. Și apoi a urmat o altă deposedare, deposedarea de conștiință, de fizionomia sa intimă. Care era conștiința? Țăranul era legat de o brazdă. Mi-amintesc și acum cuvintele lui Cuza, la 14 august 1864, v-am făcut proprietari, de acum aveți o țară de apărat, aveți un cămin al vostru, o vatră. Oracui nu avea o vatră aceasta. Și pentru că nu aveau vatră, nu aveau nici conștiința muncii, pentru că pe munca lui primeau 2 lei. Și atunci s-a produs în lumea satului acea zicală dăunătoare, păguboasă. Ce apie un rai, fură dacă vrei să ai. Ori țăranul ăla care era atât de cinstit, atât de onest, muncitor, s-a prins într-o horă pe care el nu o înțelegea. El înțelegea hora aceea în zile de sărbătoare din lumea satului, în care de la bunici până la cei mai tineri se prindeau în horă și se bucurau de sperliniștea clipelor rămase, dar acum se schimbase. Și hop, a venit revoluția din decembrie 89. Haideți să o privim cu ochii celor care am trăit-o, nu privim continuu la copilărie, dar la epoca aceasta, mai aproape. Globalizarea. Au venit minți bolnave, minți care profitau de inocența noastră în a face o revoluție. Și au început la început, nu ne vindem țara și ne-au vândut o bucată cu bucată. Intrăm în Europa cu orice preț. Cu orice preț intrăm în Europa. Eram în Europa. Dar nu știu, noi nu înțelegeam ce ni se întâmplă. Alegam buimaci spre cabinele de vot, alegam buimaci care ne oferea ceva în plus, fără să vedem că sub ochii noștri ni se fura viul. Păi toată economia noastră națională era făcută de noi. Noi o făcusem și se vândea fără acceptul nostru, fără asentimentul nostru. Și apoi globalizarea a venit imediat cu pierderea și mai gravă a identității etnoculturale. Și pe aceasta nu poate să ne mai dea nimeni. Fabrici putem să ridicăm, uzine vom putea ridica, dar dacă pierdem grăuntele de aur care a existat în fiecare comunitate, acel grăunte de care Blaga spunea că fiecare comunitate se simte mândră. Constantin Noica avea o expresie și mai plastică. Prin pierderea identității etnoculturale am pierdut sinele din noi. Și s-a pierdut treptat sinele din noi. Amintiți-vă ce discuții s-au purtat cu câțiva ani în urmă despre un lucru elementar pentru civilizația rurală românească, tăierea porcului la Crăciun. Câtă tevatură a fost și, din păcate, au preluat în mass media, era o amenințare teribilă asupra bietului țăran care se vedea deodată, nu știa încotro să o ia. El care credea, care asigurase porcul de-a lungul timpului carnea pe perioada de iarnă și, până la urmă, dincolo de această tăierea porcului, era obiceiul de care era strâns legat. Au perit rând pe rând toate. Acum,
trebuie să știți că, și știți cu siguranță, că la nivel mondial, prin rezoluția de la Rio, Rio 20, din 2015, sub egida Organizației Națiunilor Unite, s-a deschis o carte albă, o așa numită carte albă, o analiză a felului în care ne putem întoarce la începuturi. Adică să refacem satul românesc. Refacerea satului românesc sub toate aspectele sale și dacă cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să vă prezint cam care ar fi acestea. În prima fază, s-a spus, avem drum, hrană, apă, energie. Apoi avem religie, educație, cultură, ENOS, aceste etape. Și, pentru că discutăm despre ceea ce se face în zona mea, după cum am văzut titlul emisiunii dumneavoastră, au purces elitele și oamenii de bine la această muncă istovitoare de refacerea satului românesc, care înseamnă partea economică, să avem drumuri de comunicație moderne, să avem rețele de apă și de canalizare, să avem condiții, oamenii să aibă condiții de viață ca să poată trăi și apoi să nu renunțăm la cultura noastră creștină. Pentru că am văzut, uneori le este rușine să spună că sunt creștini ortodoxi. Dar ortodoxia, dreapta credință, trebuie afirmată. Și apoi, dincolo de aceasta, urmează partea aceea de tradiții, obiceiuri. Pentru că, spuneau tot marii noștri sociologi, o cultură mare are nevoie de prima cultură, de cultura mică, de cultura rurală, țărănească. Nu numai de aceasta. Nu putem spune că eradicând cultura țărănească și îndreptându-se pe cultura urbană, am trecut la o cultură superioară. Nu. Fundamentele culturii, și spunea tot Lucian Blaga, într-un studiu despre satul, despre satul românesc, toate izvoarele mari culturi noastre naționale se găsesc în cultura populară. El a fost contrazis parțial în câteva studii de Dimitrie Gusti. În final, Dimitrie Gusti, concluzionând că Lucian Blaga are dreptate în mare parte, dar că la această cultură populară trebuie adăugată și elementele ale culturii, ale lumii culte, ale culturii europene și mai departe. Acum, ce se face, cum se poate face? Apoi și cultura spirituală. Păi spiritul săteanului acela. Toată lumea vorbește astăzi că românul este hoț, că românul este leneș și ceva și mai, că românul este trist, ceea ce este adevărat. Dar românul a fost onest și a muncit cu destoinicie ogorul și a dus roadele în hambar, iar în liniștea care i-a rămânea după această toamnă, se prindea în horă la nunți sau la sărbătorile religioase. Ce se face? Ce vedem noi că se face? Mass media. Ministerul Culturii nu face aproape nimic consistent cu un program național. Mass media ne prezintă niște chiciuri. Copiii noștri nu știu să înțeleagă, dascălic la fel. Când vezi la televizor, la o emisiune, că la o anumită sărbătoare, cântărețele îmbrăcate în costum național, servec sarmale în costum național, eu, care cunosc foarte bine cultura populară, mă crucesc. Niciodată țăranul nu a îmbrăcat costumul național popular decât la sărbătoare, pentru că era foarte scump, era foarte greu, muncea luni de zile, ani de zile, să-l facă un costum popular, făcea, și apoi se îmbrăca. Eu invit pe cei care realizează emisiuni să se uite, să citească despre costumul dacic,
să se uite la costumul maramureșan. Costumul acela maramureșan cu acei pantaloni largi era și în Oltenia, cu cămașa aceea lungă pe care prindeau brăcirile. Acela era costumul la bărbați și la femei. Acel costum de care pomenesc acele doamne înfilsare pe ele untura de la sarmale, nu este asta. Apoi, în toate localitățile unde au fost primari, edili străluciți, pentru că spune rezoluția la Rio, nu se poate face restaurarea satului românesc decât cu elitele satului, cu oamenii din sat, de toate vârstele, și mai ales cu edili destoinici, care să înțeleagă ce pot să facă acolo. Și atunci, în multe localități s-a trecut, s-au cumpărat costume naționale, s-au cumpărat instrumente muzicale, copiii sunt trimiși la școlile populare de artă și mai laudabil este faptul că primarii și consiliile locale, trebuie să spunem, ce fac? Angajează oameni pregătiți în acest domeniu și instruiește pe copii. Și apoi copiii aceștia prezintă tot felul de sărbări școlare. Un lucru lăudabil la care eu subscriu și e foarte bun și postul dumneavoastră de televiziune contribuie. Este vorba de zilele comunei. Iată, au dispărut, unde au apărut zilele comunei. Ele trebuie mult mai bine organizate, mult mai bine pregătite. Da, și mai să fie și actul de cultură. Din păcate, de regulă se rezumă la, să spunem așa, la bâlciuri. Da. Într-un fel sau altul. Deci foarte multe chefuri confundat cu mici și bere și cam... Da. Deci mai puțin actul de cultură. Cu mici excepții, câteva comune, dacă vorbim care a fost programul de zilele comune, e eventual un spectacol și cam atât. Da. Și mai e ceva pentru refacerea satului românesc, ca ei se întoarcă acasă. Vorbeam noi de partea aceea economică și de partea aceasta culturală. E foarte importantă și partea aceasta culturală. Bisericile trebuie să arate așa cum trebuie, pentru că ne întoarcem la biserică, măcar dacă nu putem mai des, chiar dacă suntem plecați la Paști, cum spunea Vasile Militaru, să ne vadă satul, să aprindem un muc de lumânare, la mormântul părinților, dacă nu-i mai avem, dar trebuie școli performante, școli, spații în care habitatul interior se atragă pe copii, să avem dotări moderne care să corespundă, să avem cămine culturale sau centre culturale, să avem dispensare medicale bine dotate. Făcând toate acestea, și cei care pleacă se vor întoarce, sau cei care sunt plecați se vor întoarce mereu și vor vedea cum se schimbă satul. Nu se poate face ușor. De 7-8 decenii se lucrează. Nu va fi ușor, dar... Vreau să vă spun că perenitatea comunităților sătești este asigurată, că există viul, sunt în fiecare comunitate, există oameni care iubesc cetatea, sunt oameni care sunt devotați spațiului acela, admiră tot ce este în jur și aceștia există în toate localitățile. O întrebare aici, chiar dacă, să zicem, derivă din subiectul ăsta apropo de căminele culturale și rolul lor. Știm și în ultimii ani foarte multe comune au investit în căminele culturale. S-au dat bani europeni pe această investiție. Din păcate, căminele de multe ori, chiar dotate după ultimul rând, ne stau închise. Pentru că nu mai sunt. Cei care le-au dorit sunt deja trecuți de o anumită vârstă, iar tineretul, din păcate, nu prea mai este. Vorbeam despre Ministerul Culturii. Ministerul Culturii nu și-a pus piciorul în prag atunci când a trebuit să mențină posturile de director de cămin cultural, nu pe criterii politice, adică de oameni de performanță. Aici avem deja o mare problemă. O mare problemă de caracter de performanță. Eu vreau să vă spun că la noi, la Fărcășești, și la noi, la Negomir, se fac activități culturale de înaltă ținută. E o preocupare pentru... aducerea istoriei la acasă, cu tot ce înseamnă istorie, istoria despre eroi, bun, faptele lor, dar și despre cultură, s-a investit mult, enorm de mult. Și cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să vă spun de la ambele comune, eu sunt fascinat ce se face de un timp în comuna Negomir și în timpul mandatului fostului primar
Ion Gruiescu, un promiar foarte bun, care a făcut demnor pentru localitate, și în perioada actualului primar, economistul Tudor Oriță, care continuă și duce la un alt nivel, la un nivel superior, aceste proiecte, acești doi oameni și consilierii locali, consiliul local, au înțeles că cultura este un factor determinant pentru formarea conștiinței cetățenești. Au investit în instituțiile de învățământ, le-au dotat. Vreau să vă spun că la Brace și cum le-au dotat, aici este un exemplu de acomodare la aceste timpuri, prin proiecte, cofinanțare prin PNDL, prin Fondul Național de Investiții, fonduri europene, în ultimii 5 ani, 20 de miliarde, da? Este o sumă fabuloasă. Da? Astfel că au asigurat canalizarea, alimentare cu apă în satele Ursoaia, Necomir, acum în proporție de 90%, acum continuă în celelalte sate ale comunei, Artanu, Valea Raciului, Paltinu, Orzu, Nucetu, Condeiești. Din discuțiile pe care le-am avut recent cu primarul, participând la o activitate despre care o să ne referim imediat, am înțeles că a purtat la Ministerul Dezvoltării o discuție preliminară privind și introducerea rețelei de gaze. Dar bucuria mea a fost, după ce am ieșit din Sfânta Biserică, de la miruire, să intru în școli, domnule profesor. Mulți manageri din județul Gorj ar fi invidioși să vadă cum arată școala de la Araci. Ce a făcut actualul primar pentru această școală? Ce fonduri a tras? Deci, pe lângă habitatul interior, care este deosebit, încălzire în centrală, spațiile acestea dedicate toaletei și pentru cu handicap, deci la un nivel modern, dotarea cu table inteligente, cu proiectoare tavan, exact ca în Occident. Fiecare clasă are laptop, fiecare profesor are laptop, fiecare profesor are imprimată Xerox Color, o sumedenie de materiale, de la planșele pentru fiecare disciplină, la mulaje pentru biologie, microscoape, jocuri complexe. Fiecare clasă este astfel de toate. Scaune ergonomice, bănci ergonomice și pentru dascăli și pentru profesori. Și m-a mai impresionat ceva, ceea ce de mult inspectorii generali ai noștri odinioară spuneau, să împrejmuim pe 800 de metri școlile împrejmuite, adică patrimoniu, să se știe patrimoniu școlii care este, nu intră nici vrabie, terenurile de sport bine dotate, adică sunt create condițiile unui învățământ modern. Nu poate să spună că duce copilul în acest punct. Bineînțeles că aici revine sarcina noastră, dumneavoastră, a managerilor de școli, a inspectoratelor școlare, în primul rând, să asigure încadrarea oamenilor pe posturi și care să-și facă datoria, dar asta depinde de conștiința fiecăruia. Și acum, în ultimul timp, am colțit în mintea celor din Negomir facerea unui centru cultural. O să revenim într-un alt articol. S-a făcut deja licitația, s-a dat amplasamentul. Acest centru cultural va cuprinde un muzeu, muzeu al localității, sală de festivități, un muzeu etnografic, va avea și o secție în aer liber. Iată că aici, la Negomir, cultura este acasă. Și ca să închei cu Negomirul, de aceea aici se organizează uneori acțiuni culturale care sunt la nivelul județului, de exemplu, cu arghezii, zilele arghezii, zilele brâncuși, zilele culturii române. Da, se mișcă lucrurile frumos la Negomir. Apropo de activitate culturală, să știți că sunt și alte localități, dar din păcate foarte puține, la nivelul celor 70 de localități pe care le are Gorjul, dacă putem să vorbim de activitate culturală la vreo 10, și suntem generoși, să spunem așa, deci e destul de puțin. Și cu atât mai important exemplu de la Negomir poate fi dat, l-au aflat și telespectatorii dacă nu știau deja și e foarte important că ne-ați vorbit de el. Vorbeam despre faptul că în ultimile săptămâni Negomirul a găzduit mai multe manifestări, dar una dintre ele a și redat-o dumneavoastră, e vorba de acea manifestare cu caracter și religios, acel concurs care are un caracter religios până la urmă, inedit
și în același timp, din ce am văzut, cu participare foarte importantă. Ea se încadrează în tematica emisiunii dumneavoastră. Patriarhia Română a declarat anul 2019 anul satului românesc. Sat românesc însemnând comunitățile rurale, comunitatea rurală, dar și oamenii din ea. E dedicat dascălilor, preoților și edililor. Și s-a organizat un concurs catehetic cu mai multe faze. Faza aceasta pe care noi am s-au derulat două faze. Noi am particularizat-o, am intitulat-o Trecut, Prezent și Viitor în satele Negomirene. A fost foarte bine pregătită. M-a impresionat colaborarea dintre dascăli și biserica, așa cum era în perioada interbelică, și autoritățile locale. Iar revin, la Negomir, primarul și membrii ai Consiliului Local participă la toate activitățile culturale. Orice altă activitate ar avea, o lasă și participă la aceste activități culturale. Și am desfășurat-o pe 21 martie, câteva zile înainte de Buna Vestire. A fost o activitate extraordinară. Copiii, domnule profesor, m-au impresionat. Ei făcând medalioanele oamenilor mari care au condus odată obștea. Și am rămas impresionat când am văzut, vorbind despre preotul Constantin Răceanu, mare personalitate a localității, despre un învățător care a murit recent, colegul meu Ion Luican. Vorbele veneau de la copii. Copiii s-au străduit, s-au informat și am văzut cât de frumos pot vorbi copiii, ce pot face copiii. Bineînțeles, lor m-am alăturat și eu, care cunosc istoria foarte bine, și primarul, directorul școlii, oamenii din sală care au apreciat, copiii au apreciat, de fapt, că satul românesc, oamenii, satul românesc înseamnă și oamenii care îl conduc. Fără dascăl bun, fără preoți dedicați, misionari, fără edil responsabil, satul românesc nu se poate revitaliza. Și în final, programe, artiste și tot ce a fost, a mers, bineînțeles, la Sfânta Biserică, o liniște, nu a fost murmur decât în interiorul fiecăruia. Chiar am impresionați, preotul Salava Cristian a vorbit atât de frumos despre acest generos proiect al Patriarhiei Române, miruirea, faptul că și noi eram alături de excelenți oameni, pe copiii au rămas încântați, adică ne-au văzut că suntem egalii lor. În final m-a impresionat un inginer, un coleg de-al meu din copilărie, care a participat la toate manifestările și apoi a venit și zice, ați făcut foarte frumos, dar ne trebuie un cămin cultural nou. Chiar dacă renovați acesta, a fost până acum 50 de ani, ne trebuie un cămin cultural. Că nu avem unde să ținem o conferință, unde să ne întâlnim, să luăm o decizie. Da, o cer tinerii. Iată că se pot găsi soluții pentru satele în care tinerii doresc. Și primarul a susținut că și în acest, că avem două centre civică, că a fost două comuni care s-au unit, și în centru civic Raci o să construiască în viitor un cămin cultural care o să poartă numele învățătorului Ion Luican, care a creat acolo o formație de izvorașul și a adus tradițiile din Negomir în toată România și peste hotare. Da, cu siguranță, cum spuneam, exemplul de la Negomir este demn de urmat. Aveți și tineri, inclusiv primarul este un om tânăr, aveți și generația vârstnică, care iată, e implicată în toate aceste evenimente. Din păcate, însă, satele Gorjului și satele țării rămân tot mai pustii, pentru că generația tânără, nu din vina ei, cum spuneți dumneavoastră în articol, din necesități economice până la urmă, dar probabil și din altele, generația tânără părăsește țara destul de numeros în cei care pleacă și, din păcate, nu se mai întorc, chiar dacă la un moment dat, în anii 90, chiar și în anii 2000, păreau că se întorc, adică speram că se vor întoarce, adică vor acumula, să zicem, material și se vor întoarce. Sunt tot mai puțini cei care se întorc, ba din contră avem procesul prin care și copiii aceia de care vorbeam în urmă cu câțiva ani, că au părinții plecați afară, au plecat și ei. Eu locuiesc în o altă zonă, ca să mă refer puțin și la Fărcășești, unde oamenii au serviciul la mine, în minerit.
se lucrează la distrugerea satului românesc. Minerii tot timpul sunt amenințați că se închide mina, că se închide mina. Copiii termină clasa 8-a, chiar noi, unde să le indicăm să meargă? Când auzim că tot timpul mai ține 10 ani, mai ține 15 ani, fac repede liceu, nici nu merg la bacalaureat ca să fugă în străinătate. Adică și acolo unde se poate. Și atunci forța argumentelor rațiunii nu poate rezista evidentului, ceea ce văd ei. Și tot de la globalizare a pornit și de la perioada aceasta comunistă, când țineți minte cum s-au distrus satele cu sistematizare, spunea Henstal despre soarta satului Runcu. Vorbesc de un articol din 1934. Ce se întâmplă? Acolo, și citea din biserică, a văzut la o inscripție, s-a amenajat satul în 1828 când au venit rușii și apoi când s-a trasat linia. De fapt, a fost un proces istoric care a dus la această continuă degradare a satului. Au fost luați de pe culmi, din satele risipite. Satele risipite care făcea atâta impresie străinilor când vedeau casele acelea izolate în munți, care se urca cu calul acolo. Astăzi, unde le avem, am văzut în munții Apuseni, e dramă. Dacă există trei case într-o zonă, du-le curent electric. Sunt zone în care sunt 30 și nu le-au dus curent electric. Și omul ăla care a văzut că nu are nici servici, când vede acasă că ceilalți toți au părăsit, când mai rămân două, trei, nu se mai întoarce. Și cu aceasta viul se duce, crucile îmbătrânesc și cele de piatră și cele de marmură și cu totul se duce tot ce am avut mai bun, individualitatea. Vreau să știți că Academia Română a preluat din rezoluția de la Rio din 2015 și pregătește un studiu și sperăm să apară și un program în care decidenții, pentru că în cele din urmă decidenții, dumneavoastră, mass media, oamenii de bine din fiecare localitate, cetățenii onești, edilii gospodari, încearcă pe măsura priceperilor să facă. Dar dacă nu va fi o politică consistentă, națională, nu se va reuși și va fi tristețe. Acum încă se mai poate interveni, dar mă tem că fiecare an ce trece, situația este și mai disperată și va fi și mai greu de remontat. Gorjul a avut, spre deosebire de alte județe, încă are industria minieră. Nu știm cât va mai rezista, dar cu siguranță cei care au cântat prohodul s-au înșelat până acum și să sperăm că se vor înșela și de acum înainte. Pe de altă parte însă, alternativele economice în Gorj n-au apărut, așa cum speram, deși avem un județ frumos, turismul ar putea fi o variantă și multe altele. Nu atragem încă. Suntem, dacă vorbeam de perioada interbelică, ne-am întors cumva acolo, din păcate, la situația acea plastică explicată, dacă vrei să lași un câine să moară de foame, lasă-l în Gorj sau trimite-l în Gorj. Deci problemele sunt, dar trebuie început de undeva. Și cum spuneam, de asta am ținut această seară ca dumneavoastră să veniți în această emisiune și ăsta a fost unul din motive, să ne spuneți ce se întâmplă acolo, la Negomir, la Fărcășești, pe zona aceea de care, pe Jilț, cum spuneați dumneavoastră, pe Valea Jilțului, ca să luăm un exemplu. Dacă începem cu toții să facem acest lucru, poate totuși unii se întorc, poate s-o mai schimba și economic, poate vom avea drumuri mai bune să vină și alți investitori, poate vom avea politicieni mai înțelepți, decidenți mai inspirați să facem ceva în această direcție. Vreau să vă spun în premieră la dumneavoastră, la emisiune, pentru că mă refer acum puțin și la Fălcășești, așa rapid, pentru că ne-am lungit la partea aceea cu Negomirul. Se pot face foarte multe lucruri. Să readucem istoria la ea acasă. Deși a fost anul centenarul Marii Unirii, nu s-a făcut prea puțin ce se putea face. În fiecare localitate există simboluri, eroi. Și aceștia trebuie readuși. La Negomir l-am redescoperit pe Costandin Cojocaru. La Fărcășești l-avem pe Victor Popescu.
Atât de mult m-am bucurat că în comuna Fărcășești, pentru actul de cultură și de școală, toți consilierii locali și toți primarii, indiferent de culoarea politică, de la Revoluție încoa, au alocat orice a fost nevoie pentru actul de cultură. Și am reușit anul trecut, în 2018, să refacem monumentul din satul Valea cu Apă. Anul acesta, iarăși vă spun un lucru foarte interesant, începem să ridicăm un monument pentru satul Fărcășești. Timp de 100 de ani n-a ridicat nimeni un monument. Și primarul și consilierul local, o să aprobe bugetul, sunt sigur că o să aprobe, ridicăm acolo. Ca în 2020 să ridicăm și în satul Roșia. Alături de acesta facem și un muzeu al localității și lucrul acesta m-a bucurat și mai mult că în cimitirul satului ne-și doarme somnul liniștitor Victor Popescu, primarul și consiliul au acceptat să facem un mausoleu unde să meargă copiii. Adică, iată, pașii acestea mărunți. S-au bituminat satele, toate ulițele, se continuă acum spre Rogojelu. Am înțeles că s-o vorbinde și aici vreo 2 miliarde pentru satul Timișeni, pentru că dacă rămân în satul Timișeni, știți că a fost în gropa de milioane de tone de steril. Dar sunt 60 de familii. Dacă 60 de familii, unele s-au întors, dacă 60 de familii rămân, trebuie făcut. Trebuie să aibă și apă, trebuie să aibă și drumuri de acces. Pentru că atâta timp cât va ultima familie, satul acela va exista. În Negomir, în 2014, când a plecat ultima familie, Pohorelul a murit. Atunci moare istoria. E, se pot face. Și eu zic că în comunele pe care eu am vrut să vorbesc, sunt pași. Și nu sunt pătimași politic, eu îi apreciez pe toți consilierii și pe toți primarii, pentru că pentru actul de cultură și eu le sunt alături, numai să apeleze, să înțeleagă că o fac dintr-o adevărată conștiință de om al cetății. Da, suntem pe final de emisiune, au fost foarte multe lucruri pe care le-am spus, cu siguranță ar fi fost mult mai multe altele de atins. Așa că ne rezervăm cumva o altă emisiune în săptămânile, lunile următoare. Înainte de final, ca și o concluzie la această pledoarie pentru renașterea satului românesc, credeți în această renaștere? Da, domnule profesor, și vă spun de ce. Am să încheie tot cu Socrate. În fiecare om să lășuiește soarele, să-l sân doar să ardă. Și în toate satele noastre există soarele, lumina, speranța. Mulțumim mult pentru această seară, pentru tot ce ne-a spus. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Educația, o seară specială cu domnul profesor Dumitru Cauc. Mulțumim pentru atenție. La revedere! La revedere!